Luni seara, puțin după orele 21, ambulanțele și poliția rutieră au fost alertate cu privire la producerea unui eveniment rutier pe drumul național 5C în localitatea Vedea. Un șofer de 24 de ani a accidentat doi bărbați de 64, respectiv 67 de ani, pietoni angajați în traversarea străzii prin loc nepermis și fără să se asigure. Potrivit martorilor, cei doi bărbați au coborât dintr-o mașină și fără să se asigure au traversat șoseaua, iar impactul cu autoturismul care circula regulamentar nu a mai putut fi evitat. Cum s-a dat jos din mașină și a fugit direct în fața lor. Ei nu se asigură și ei că s-a dat jos dintr-o mașină, trebuie să te asiguri, să vezi și în stânga și în dreapta. Și erau amândoi luați la braț. Uitați, poftim martorul care a fost, care a văzut tot. Ați văzut până direct? Da, eram întreacă-te eu. Eram trecea pe aici. Erau beți amândoi, mergeau de braț. A coborât din mașină, nu avea lumina aprinsă, nimic. A vrut să traverseze la bușii mașină. Mi-a ieșit instantaneu din mașină, au coborât și coborâți de braț amândoi. Au traversat neregulamentat? Da, da, da. Au coborât direct pe mijlocul șoselei, am claxonat de la 10 metri. Claxonat degeaba, mergeau, nu aveau niciun stres. Pe lângă echipajele de la rutieră, la fața locului au ajuns și două ambulanțe. Una dintre victimele accidentului, un bărbat de 64 de ani din București, a suferit răni grave, celălalt bărbat fiind rănit ușor. Ambii au fost transportați la Spitalul Județean Giurgiu pentru investigații și îngrijiri medicale. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat că acesta nu consumase băuturi alcoolice, dar i s-au recoltat și probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Șoferul s-a ales totuși cu dosar penal pentru comiterea infracțiunii de vătămare corporală din culpă.